Spitalele din Olt se confruntă cu o creștere a cazurilor de pacienți care au nevoie de transfuzii de sânge. Am făcut apel de câteva săptămâni și pentru că din cauza pandemiei și ulterior și a persoanelor care se vaccinează, adică procesului de vaccinare, numărul donatorilor a scăzut dramatic. Noi, ca să supraviețuim, în sensul că să ne onorăm comenzile către spital și către județele din jur, ne-ar fi util un număr de donari, de donări de, să zicem, 30 de donări, 40 de donări pe zi. Aveam zile succesive când numărul persoanelor erau 10-15 maxim. Zeci de jandarmi și polițiști au dorit să vină în ajutorul unităților medicale și s-au prezentat la centrul de transfuzii. Cetățenii au nevoie de ajutor, noi trebuie să fim alături de ei și la bine și la rău. Am mai donat sânge pentru că îmi place să ajut. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Olt s-au mobilizat pentru a dona sânge la inițiativa Spitalului Județean de Urgență Slatina, care a făcut apel la donatori. Noi, polițiștii, am răspuns prezent de fiecare dată. De această dată avem peste 30 de polițiști care sunt prezenți pentru a dona sânge. Donarea de sânge este benefică și pentru donatori. Specialiștii spun că sunt mai puțin expuși riscului de infarct și accident cerebral. Trebuie să știe, să fie informată din timp cu contraindicațiile donării de sânge. Hipertensiune arterială, boli endocrine în tratament, diabetul, sifilis, TBC și alte boli, ca boli de piele, psoriazis, cum ar fi. De ce este bine să vină oamenii care pot să doneze? Deci e foarte bine pentru organismul respectiv. Donarea de sânge face foarte bine. Centrul de transfuzii sangvină Olt asigură sângele necesar pentru pacienții spitalelor din județ, dar răspunde și solicitărilor venite din județele vecine.